izbânda așteaptă și frații cu inima la trecători. Așa arată ora de limba română la un liceu din Gorj. Profesoara cântă în loc să predea, aduce reviste pornografice la școală și amenință pe copii cu ciocanul. Asta susțin părinții revoltați. Tipă cântă, are comportamentul care l-are, aduce reviste la școală, cu coperți, cu bărbați și femei dezbrăcate. Părinții mai spun că femeia sare peste clasicii din manualul de limba română sub pretextul că sunt niște proști și de copii cu capul de bancă când îi sare țandăra. Mai mult, un elev a filmat o scenă în care profesoara recunoaște că le-a donat copiilor reviste de ochiate, ba chiar îi învață ce să spună dacă sunt întrebați de unde le au. La finalul înregistrării, femeia recunoaște că a lovit copiii și amenință cu noi agresiuni. Am asistat la 2 ore de limba și literatura română susținute de doamna profesoară la clasa 6. Calificativul pe care i l-am acordat este nesatisfăcător. Lecția nu avea legătură cu planificarea calendaristică. Tonul pe care îl folosește este agresiv și greu de suportat pe parcursul celor 2 ore. Nu există nicio comunicare cu elevii. I-am cerut o notă explicativă cum se procedează în astfel de situații. A refuzat să scrie nota. Am recomandat școlii să constituie o comisie de cercetare disciplinară, deoarece, după cum știți, unitatea de învățământ este singura care poate dispune sancțiuni. În ciuda comportamentului anormal, profesoara a trecut cu brio testarea psihologică obligatorie la începutul fiecărui an școlar. Documentul medical există, dar este formal. Și în această situație și în multe altele, cea mai gravă problemă este formalismul cu care se acordă aceste avize medicale. Nu e vinovat nimeni că se îmbolnăvește și că nu are conștiința unei boli de natură psihică. Da. Este vinovat un sistem care nu triază și nu ajută și nu intervine să sprijine persoanele aflate în această situație. Femeia are propria variantă cu privire la acuzațiile care îi se aduc. Copiii sunt mici, ușor de influențat, au fost învățați să spună așa ceva, iar ce s-a scris până acum în acele reclamații și sesizări au fost scrise probabil de colegi de-ai mei. Da, am pus copiii să cânte, dar așa învață mai ușor cântecele după ce mă filmează pe mine cântând. Vine centenarul și de asta am vrut să-i învăț și cântece patriotice, dar asta se întâmplă în pauze, nu la ora propriu-zisă. Iar cu acel ciocan am bătut niște cuie într-un panou, susține profesoara Iuliana Rădulescu. Școala la care predă femeia a început o anchetă. Ca să rămână la catedră, profesoara trebuie să aducă un nou document care să dovedească că este aptă din punct de vedere medical.